Mulți credincioși au venit în cea de-a cincea duminică din postul Paștelui să participe la Sfânta Liturghie, oficiată de Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, înalt preasfințitul Arhiepiscop Calinic, împreună cu un sobor de preoți. Chiriarhul a vorbit cu această ocazie despre viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, un model de pocăință pentru toți cei care doresc îndreptarea vieții. Sfânta Maria Egipteanca, așa caz unic de femeie care a înțeles ce înseamnă pocăință cu adevărat. Maria Sfântă Egipteanca a găsit formula extremă, binecuvântată de Dumnezeu, formula de a se retrage în pustiu și de a face căință 47-48 de ani. Extraordinar. Să ai răbdare și să ai dinamica pocăinței, adică n-a făcut, a făcut-o din dragoste pentru Dumnezeu. Și a făcut-o din dragoste pentru Dumnezeu și s-a rugat lui Dumnezeu să ierte pe toți cei pe care i-a smintit. Mare lucru acesta. Dacă ea s-a gândit că a smintit foarte multă lume, ea și căința ei a fost pe măsura smintelii pe care a făcut-o și la care a gândit ea, mă rog, și se vede că a avut o măsură foarte strictă, precisă. Adică s-a căit atâția ani ca Dumnezeu să o ierte desăvârșit. Eu cred că Maria Egipteanca Sfântă a dobândit mintea lui Dumnezeu. Adică și-a văzut viața ca în oglindă. Și-a văzut viața fără cruțare și a lucrat fără cruțare împotriva purtării ei ca să se îndrepte și să fie de model și pentru noi astăzi. Tot duminică a fost instalat în parohia Berindești din comuna Curbeni, din protopopiatul Curtea de Argeș, un nou preot. Este vorba despre părintele Mihai Străuț. Bucuria peste toate celelalte se adaugă încă o dată și îl slăvim pe Dumnezeu că rânduiește lucrurile în așa fel încât noi să nu rămânem orfani și fără rugăciune. Avem un părinte spiritual care a crescut până la o vârstă și are de crescut în continuare. Părintele Mihai este încă în formare. El are să se formeze nu în cele teologice, nu în cele duhovnicești, pentru că pe acestea, cel puțin teoretic, le-a parcurs, ci are să se formeze în relaționarea cu fiecare dintre dumneavoastră, pentru că el este, de astăzi înainte și de ceva vreme, slujitorul fiecăruia dintre dumneavoastră. Orice problemă aveți, de orice necaz sunteți strâmtorați și împresurați, adresați-vă cu încredere preotului care nu lucrează cu puterea lui, ci lucrează cu puterea și cu harul lui Dumnezeu. Aceasta este misiunea care i se încredințează de către Arhiepiscopul Calinic. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-am vrâncit să primesc darul preoției și să mă număr printre cei aleși la slujirea Evangheliei. Mulțumesc părinților naturali și spirituali care m-au sprijinit și educat ca să devin slujitor al Domnului și al oamenilor. Mă rog și chem în același timp la rugăciune toată comunitatea spre a realiza o unitate deplină în Hristos. În același timp, adresez rugămintea către toți credincioșii să mă sprijine în activitățile pe care le voi întreprinde atât spirituale cât și administrative. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Berindești a fost restaurată cu sprijinul credincioșilor și al unor sponsori, fiind resfințită în anul 2012. Toate lucrările s-au realizat atunci sub supravegherea preotului paroh Nicolae Decebal Arsenescu, care a trecut la cele veșnice în luna februarie 2021. După decesul acestuia a fost numit ca paroh teologul Mihai Străuț, fiul al satului.